Nu stau să fac 50 de ore vloguri, să filmez același exercițiu de făcut de alți oameni. Are și el dreptate. Sincer. Ne băgam. N-am suportat niciodată vlogurile de să filmează aia în trei, să mor eu. Bine pe gambe. Bine pe gambe. Dă-mi să filmez eu. Deci avem aceste extensii, da? Bine pe centura scapulă humerală. Am senzația că ăsta o să fie punctul culminant al vlogului. Nu? Adică... A, nu, nimic, scuze. YouTube și bine ați revenit la un nou episod de vlog. Astăzi o să filmez un antrenament de push la Coliseum Gym, cea mai bună sală din galaxia Calea Lactee sau Univers, cum îi mai zice mulți. Și astăzi o să vă prezint echipa cu care o să filmez. De obicei mă antrenez singur, dar astăzi am fost obligat să mă antrenez în contextul ăsta și o să vi-l arăt și vouă. Deci, avem în primul rând zeul retracției scapulare și a rotației externe. Domnul Robert Florea aprobă, el este. Și îl mai avem pe Tony. Acum, partea interesantă este... Treci în lumină, Tony, ca să te vadă lumea. Deci, mai țineți minte când a început domnul Marius Mitrache seria Drumul? Că la început era un băiat în episod care era chiar Tony. Vă vine să credeți? Ghiciți ce? Tony... Lui Tony s-a reziliat contractul cu Drumul lui Mitrache, așa că o să trebuiască să îl... Facem piept cu triceps, începem cu împins la înclinat cu gantere, împins la orizontal la scripeți, după care vom face fluturări la aparat în circuit cu flotări. Probabil că Ciprian Petre n-a făcut în viața lui niciodată flotări, tocmai și-a făcut cruce. Flotări, Ciprian. Împingi pământul cu palmele. Pa. Pa. Așa. Iar la final vom face X crossover și fluturări în circuit. Bine, o să fie un drop set mecanic. Cu asta am terminat pieptul. La triceps vom face extensii tip katana și extensii tip ninja. V-a arăt atunci, sunt șuste elaborate. Cu asta am terminat antrenamentul de astăzi. Aș prefera să editez părțile cringe din intro, dar... Te pot, da? Ha. Deci vreau să fac fluturile tu. Deci merge camera, da? Păi stăpă, că facem în același timp. Că facem pe tempo, da? Pe care? Pe gata sau pe stânga? Stânga. Pe stânga vrei? Da. Dai că nu mai știu cum era poziția. Cum căcat era? Așa, nu? Căcat. Pe dreapta facem. Pe dreapta. Așa. Hai, începem. 3, 2, 1. Acum la spate. Oh, cât te-a făcut? Intru și eu în cadru în acest video. Of. Hai, dracu, mai repede. Bă, n-am să mă lași. Una, două, trei, patru, cinci, șase. Nimic, 8, hai, nu și 10. Mai merge. Bă, pișia, m-aș pătine, păsărică. Asta nu-i Mio? Nu. A, vrei Mio? Hai de Mio. Păi, credeam că e ultimul. Nu știam că face Mio, e ok. Păi așa luăm 50. Bă, că era asta. Yeah.
Lasă-le acolo, lasă-le acolo. Gata, asta a fost primul să la epuizare. Gizeu Aref a zis pișeamăș de 10 ori în ultimele 30 de secunde. Pișeamăș. Ce mă dai aici? A, tu credeai că îmi dai ca de obicei? Păi nu, că am învățat și eu ca fiul meu. Mă adaptez acum cu noile generații. Ce faci? Nu mai vrea gantera sus. Păi da. Asta. Ține și pe ecuator. Mă mișto. Hai, ține, ține-le acolo, bine? Opa. Hai. Una. Hai, sus. Te-am făcut? 7. Deci 14, hai. Pișeamăș. Pișeamăș, păi da. Cuvântul zilei este pișeamăș, dar cu accent. Uite ce definire are. Zău, stai și... Pișeamăși. Voi uitați așa cum se fac. Câte hernie are această formă. Zero hernie. Hai. Hai, Tony, 5. Bun. Măcar 3. Hai. Hai, încă una. Hai, una. Bine. Hai. Full rom. Full rom, bravo. Excelent. Hai. Atât, ușor. Țin. Bravo. De nervi a trântit-o așa. Ai zis? Nuadi? Deci, asta este al doilea exercițiu. Împins la orizontală. O să vedeți ca unul înclinat, dar e înclinat din cauza că nu avem range of motion până jos și l-am mai înclinat puțin. Dar practic este un unghi mai aproape de orizontală decât de înclinat, de 45 de grade. Asta e ultimul set. Straight? Dăm straight? Da, straight set. Straight set, la epuizare. Filmați regele. Bine, dacă o să vă uitați cu atenție, el când împinge raportat la trunchiul lui, face la 90 de grade. Deci, deși a spus că s-ar putea să fie un unghi spre înclinat, unghiul este la perpendicular față de trunchi, da. Deci teoretic lucrăm la orizontală. Ce exemplar feroce. Jumătăți. Sferturi, ce jumătăți? Zecim, cincim. După aia vișiți diet. Păi, știți imaginele. RF se ceartă cu cameramanul Cristi, nu cameraman, cameramanul Cristi, cameramanul cu apostrof, gen cameramanul. ce-mi plac glumele mele. Cel mai mulți bani de acum încolo în prezența lui. Acum sunteți doi pe care... Ai dat play? Da, de mult. Să știi că sunt doi pe care nu-i suporți, dar sunt doi pe care îi abuzez eu. Deci este împărțit abuzul la doi. Doar execută, te rog. Ce, da, ce doriți să execut? Dorim să te execuți. Puteți vedea că spre deosebire de mine are segmentele mai lungi și face crossover. Eu n-am segmentele destul de lungi să fac crossover. Și card pro. Și da, n-am nici card pro. Da, el are card pro fake. Că nu e din NPC. E card semi pro. Ia uite, Doamne, tu ești! Păi, ce-a chelit Dumnezeu! Dumnezeu la execuție, hai! Cam bine Dumnezeu cu... Execuție sau Dumnezeu la execuție? Dumnezeu execută, asta nu pe alții. Așa, ok. Execută gen tehnica sau execută pe cine cumva? Nu pot cu voi. Dar vezi cât de ușor face față de noi doi? Da.
Nu e dopat și de aia. Putere cerească, șeful. Ce să faci? De ce e ușor? Pentru că nu s-a pompat. De ce e ușor? Te-ai pompat, Tony? Normal. Știi ce ți-e dracu așa ușor să faci cu full stack-ul la crossover? Da-i. Da-i. Urmează Cori. Deci, avem aici... Wow, deci i-am făcut lui Tony atâtea glume, azi îmi cer scuze. Dar eu îl iubesc pe Tony, dar na, poate nu mă înțelege. Deci, avem intra-workout fitabolic, 10 grame EAA. Redcon 1, Applied Nutrition, codul kinetic 10 pe Nutriland. Vă salut respectuos. Lăsați. Haideți să vedeți seria. Aie. Simți cum intră? Simți cum crește? Deci avem pack deck în superset cu flotări, da? L-a pus pe Ciprian Petre să facă calisthenics! Hei! A început să fie caldă. Nu ți pare? Simți cald? Sunt prăjit mai mult calorifică. N-ai calorifică. O să încep? Da. Că nu, nu te filmau. Nu te filmau la burcă. Nu luați după codul kinetic. Ci prea avut. Deci, ca să înțelegeți, noi facem pack deck acum, în superset cu flotări. Cu calistenice. Superset cu calistenice, da. Asta este al treilea exercițiu. Sunt 3 seturi până la epuizare, de, majoritatea au fost straight sets, în afară de primul unde am făcut un mio. Hai. În rest, cam așa arată. Câte mai ai? Pui. Explică ultimul exercițiu. Puiul, pui, puiul e puiul. Puiul. Puiul Călinescu? Puiul, da. Explică exercițiul, puiule. Avem fluturări de sus, deci lucrăm mai mult pe segmentul inferomedial, sau cum ar spune unii, segmentul costal al pectoralului, care în anumite literaturi de specialitate nu există, dar n-am să neg că există, în orice caz. Deci vom face fluturări. Când nu mai putem să facem cu formă perfectă fluturările, începem să facem o formă de crossover. Ok? Hai să vedem. Și acum începe crossover-ul. Ați văzut diferența între fluturare și crossover? Nici măcar, e un împins deja. E un împins, dar nu e un crossover că nu mai poți să-ți apropii brațele. Dar diferența prizei și a coatelor. Nu se termină,
Tu i-a început direct cu crossover. E prima dată când se plânge de ea. Mi-a trimis dulciuri în continuu. Am și o suflet. Dar își face rău, efectiv. Ea zice că așa se simte bine, că se satisface. Din că se uită la mâncare, nu mai mănâncă. Explică ce faci. Așa? Ce? Explică-și ce faci. Avem un... Vreau să zic crossover, iar numai crossover am făcut azi. Avem extensii cu scripeții încucișat, eu le zic... Katana. Nu, nu? Katana, katana sunt cele deasupra capului. Behind astea head, le zic okay. Samurai, că gen scoți sabia de aici, știi? Toamne. Bine, am înțeles, e cringe. Așa, în orice caz. O să avem cam 12-15 repetări. Ultimul set este un drop set în 2-3 trepte, în funcție de cum ne simțim. Ok. Și cam asta e tot. Bun, haide-l să vedem. Am un stil foarte ciudat de a face, de a face priză aici. Vedeți ce înseamnă să ai o centură scapulo-umerală foarte bună, cât să-i țină mișcarea acolo și să nu facă rotație internă a umerilor? Adică alt om ar fi fost mort după 7-8 repetări, din cauza că îi mergeau umerii în rotație internă, s-ar fi oprit, dar cumva a reușit să-și ducă tricepsul mai spre epuizare, având o centură scapulară foarte bine strânsă și ținând umărul în neutru și pe aceeași linie cu clavicula. Mi se pare mai mult o revelație pentru mine. Să mor eu. Ce o explică? Îl explic și în serie. Explică în serie, da. Și avem acele katana extension. Menținem rotația externă la nivelul umărului. Vedeți cum aliniez cablurile cu tricepsul și mă duc în full range of motion. Mai mult de atât nu am cum anatomii. Pac. Este un exercițiu în regim de alungire. Într-adevăr, cum arată testa literatură de specialitate. Nu cred că mă aud vorbind așa de... Te aud, te aud. Traduc eu, e ok. Atât. Tot antrenamentul de puș acum, doar că trebuie să ne antrenăm piept și umeri. Și ăsta, și ăsta. Ce reprezintă asta pentru tine, Ciprian? Nu băga în pantalon. Ce n-aș fi putut să fiu niciodată? Uite, o să spun o întrebare de suflet. Ești mândru că antrenezi în federația asta? Da. Ce reprezintă pentru tine să antrenezi copiii ăștia? Simt așa că e fresh start, că nimeni nu mai antrenează aici, știi? Cumva... Sunt adică... mulți care antrenează aici, mai ales pe plan internațional. Sunt dar nu vorbesc de internațional. A, zici pare, în România, mi se pare, da. Da, mi se pare... mi se pare că poți să iei o chestie de la zero, adică FRCF-ul e futut și da, e vlogul meu, o să zic că e futut, este futut FRCF-ul și cumva nu mai are nicio șansă să-l vindeci pe ăla, să aduci oameni, staff, organizare, să o iei de la capăt și să faci dintr-un concurs mediocru, un concurs bun, dar mediocru mă refer strict la organizare, strict la cum sunt tratați, strict la categorie, strict la reguli și așa mai departe. Pentru a vindeca putreziciunea aia ai nevoie de un antibiotic foarte exact. Puternic. Și limba cumva, mi se pare că e... Că ăsta e startul, că noi cumva dăm startul la chestia asta. Mi se pare că suntem printre primii oameni care facem ceva marketizat în federația asta, începând de acum. Și gen, ia amploare. Până acum a fost atât de bine marketizat, până acum un an, doi. Și mi se pare că acum bumuiește, știi? E ca și cum ai fi primul care face content în țara ta pe o nișă și știi că ești primul. Așa cum mă simt eu acum, știi? Da, e adevărat. Cumva, chiar așa e, să mor eu.
chiar așa e. Eu mă simt, da. Mă simt ca un copil, efectiv, când mă ocup de ceilalți. Eu sunt emoționat, că e, e responsabilitate. Ai, bine, tu ai mai avut, am avut și eu sportiv la concursuri, da. Dar sincer să fiu, pentru competițiile care urmează, pentru sportivii respectiv, chiar am emoții. Da, ai, da. Am avut și în trecut, dar acum fiind vorba de atât de mulți sportivi și da. Fiind vorba și de o concurență într-o oarecare măsură și între noi și între... Ei, e într-o oarecare măsură, da. Dar chiar am emoții pentru ei și sunt într-o oarecare măsură mândru de rezultatele lor și de faptul că foarte mulți dintre ei m-au șocat, în adevăratul sens al cuvântului, da. Pentru că sunt și niște prodigiuri printre exact. Noi. Exact, și responsabilitate mare, că vezi, sunt atât de mulți și te gândești și la aia care sunt extrem de buni și la aia care sunt... Da, buni sau nu toți, average, nu toți pot să câștige. Și trebuie să-i tratezi pe toți la fel și îți dai seama că, bă, it's a real hard job, adică nu e așa un căcat, ia bă și tu planul ăsta, antrenează-te și tu ne vedem o dată la posing, chiar e pana mea, e de muncă. Da. Este și partea psihică, adică trebuie să-i da. Pregătim și pentru succes, dar trebuie să-i pregătim din nefericire și pentru eșec, pentru că întotdeauna da. Într-un concurs nu poate să câștige toată lumea, amândoi ne-am confruntat cu asta, știm foarte bine ce înseamnă. Eu mă confruntat doar cu a pierde coaie. Poți să compari, să zici, amândoi ne-am confruntat cu asta. Marș drecu, ai luat și tu odată de două ori, ai luat doi. Ai luat mai puțin de doi? De patru ori. Am? Ai luat mai puțin de locul doi? Am patru locuri, doi cu aia. Ai, dar mai puțin de doi ai luat? Teoretic da, dar la un concurs la care nu m-am dus să particip gen pregătit, în adevăratul sens al cuvântului. Mulți nu știți, dar am participat la Cupa României și acolo nu m-am pregătit în adevăratul sens. Și cât ai luat? 5, după ce m-am certat cu organizatorii că era să nu urc pe scenă. Da, mă. Așa, da. Nu, acolo, e bine, e bine. Acolo e un insight. Da. Dar bine, 5 la Cupa României e destul de rușinos. Da, 5 la Cupa României e echivalent cu zic, nu intri în finală. Pare rău, glumesc. Nu știu, nimeni pe nimeni. Nu băgăm asta cu Cupa României. Ba, pula de Cupa României. Nu bagă nicio Cupa României în video. Ne pișăm în Cupa României. Așa, da. Nu băgăm asta. Dar revenind, da. O să facem un cut aici. Facem un cut aici neapărat. Cut aici neapărat, Ciprian. Faci cut. Drogatul, dracu. Da, am avut, nu vorbim despre asta. Ideea e că, per total, trebuie să ne pregătim întotdeauna și pentru eșec, pentru că e o parte din proces. Eșecul ne face mai puternici. Victoria ne asigură că am muncit suficient, nu? N-am vrut să știu asta. Again, n-am vrut să știu asta. Îmi dai doar exemple de astea mega personale. Atât, gata cu lacrimogenul. Hai. Ok, acum am terminat cardio, am făcut niște posing după. Nu-l postez că mi se pare că arăt nașpa azi și mă cam... Nu-mi place cum arăt. Bun. Asta a fost vlogul, o zi de push. Tot ce am făcut eu pe lângă antrenamentul au fost niște ridicări laterale cu ganterele, pe care trebuia să le fac ca să-mi ating volumul de deltoid median săptămânal. 20 de minute de trepte, terminat acum. Da. Pana, poate se observă. Că nu mă dau calții cu ulei pe piele ca să vadă că am transpirat. Which is fucking cringe, by the way. Bun, YouTube, ăsta a fost clipul, sunt foarte obosit, cer scuze că s-a așa prăjit. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, share și un subscribe și ne vedem la următorul content pe care o să-l fac, nu știu ce o să fie, habar n-am. Probabil tot antrenament sau ceva, I don't know. Vă pup, să aveți un weekend excelent.